Ruință în privința aceasta. lăudat să fie Domnul. Frașii și surori, vreau să vă întreb. Doriți din toată inima să vă pocăiți? Doriți din toată inima să vă apropiați mai mult de Domnul? Amin. Atunci vă îndemn să renunțați la 8 martie, că în Biblie nu-i scris despre el. Vreți lucrul acesta? Ascultați, frașii și surori. Tot ce nu vine de aici e un lucru străin. E un idol e un lucru care nu-i după voia lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu să ne ajute, să ne pocăim cu fapta și cu adevărul. M-au întrebat niște tineri, niște oameni necredincioși și au zis, spune-ne cum e cu viața, cu pocăința și am zis, o să fiu scurt și am să plec. Zic, viața pe pământ ăsta e ca la restaurant. Când te duci acolo, mănânci ce vrei, bei ce vrei, comanzi ce vrei, faci ce vrei tu. Însă la sfârșit, se întâmplă un lucru interesant. Vine nota. Și fie că vrei, fie că nu vrei, aia trebuie să o plătești. Așa și în viața asta. Poți să trăiești cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu. Să faci ce vrei tu, să te duci unde vrei tu. Însă ascultă mă suflet, drag. Nu uita un lucru. Dumnezeu vine cu nota. Și aia trebuie să o plătești.